Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Gimițoi de la biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți. Stimată biserică, dimineața aceasta a fost dedicată pentru rugăciunea de binecuvântare pentru copii. Am ascultat o predică sănătoasă, instructivă și practică în legătură cu aceasta și aș vrea să spun și eu câteva cuvinte. Am organizat un cuvânt pe care aș vrea să vi-l spun și l-am numit importanța credinței în viața copilului. Spun lucrul acesta pentru că citim în Evrei, în capitolul 11, text pe care eu nu-l mai citesc public, dar vă invit să aveți Biblia deschisă acolo. Evrei, capitolul 11, versetele de la 23 la 25. Înțelegem că fiecare om are așteptări de la el și fiecare părinte are așteptări de la copilul lui. Fiecare soț are așteptări de la partener. Istoria lui Moise are caracter pedagogic pentru noi, pentru că prezintă istoria unei familii care își crește copiii în contextul unei emigrații păgâne. De aceea istoria lui Moise se identifică cu istoria noastră sau invers. Aș vrea în primul rând să vorbesc despre procesul creșterii și despre toate adversitățile implicate în acest proces. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că părinții au responsabilitatea să nască, să crească și să educe copiii. Să educe spiritual sau să educe în spiritul împărăției lui Dumnezeu. Lucrul acesta nu este simplu. Nu este simplu nici să-i faci, dar e cel mai simplu din toate cele trei. Nu este simplu nici să-i crești, dar este pe locul doi ca și simplitate. Însă este foarte complicat să-i educi. Pentru că fiecare perioadă de pauză din procesul educației copiilor strică în mare măsură educația din trecut. Observați că în Evrei, în capitolul 11, versetul 24, cuvântul spune Prin credință, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut. Prin credință, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut. Ce n-a vrut? Nu a vrut să slujească în Imperiul lui Faraon. De ce? Datorită credinței. Când a fost pusă în inima lui? Încă din copilărie. Procesul creșterii este similar cu procesul credinței. Și Moise s-a născut într-o familie care l-a învățat despre Dumnezeu cât a putut să-L învețe. Apoi Moise a fost educat într-un spirit păgân la Palatul lui Faraon. A urmat altă perioadă de încă 40 de ani în pustie, unde a fost merit. Și o a treia perioadă de 40 de ani de slujire, în total 120. Dar observați cum începe viața lui. Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut Până se fac copiii mari, părinții se confruntă cu multe probleme în creșterea și educația lor. Sunt anumite legi. Unele sunt legi ale firii, altele sunt legi pe care le cultivă și le promovează societatea. Legi care vin împotriva educației, nu și creșterii. Prima dintre ele este legea mentalității. Oamenii gândesc și se comportă diferit de la copilărie la adolescență. Pavel spune: Când eram copil, gândeam ca un copil. Aveam o mentalitate de copil. Când m-am făcut mare, gândesc ca un om mare pentru că am o mentalitate de adult. Și instruirea care s-a manifestat asupra mea din copilărie până acum mi-a schimbat mentalitatea, făcând-o compatibilă cu vârsta la care am ajuns. Mentalitatea diferă de la un om la altul. Cei care v-ați căsătorit, nu ați observat ce mentalitate diferită are partenerul în anumite privințe? De ce? e un om ca și noi. Faptul că s-a născut, a crescut, a fost educat într-un alt context, cu alte reguli, cu alți părinți care au avut alte priorități și alte valori, au dat naștere la o altă mentalitate. Noi suntem în biserică oameni care împărtășim aceeași doctrină, cei mai mulți dintre noi, și suntem o biserică penticostală, dar mentalitatea teologică, doctrinară, mentalitatea cu privire la rânduielile care manifestă slujirea în adunare. Uneori este diferită. De ce? Pentru că am fost educați în biserici locale diferite unele de altele. Mentalitatea este ceea ce pe noi ne deosebește. Și există o lege a mentalității. Există o lege a crizei de identitate. Când copiii noștri trec de vârsta de 10 ani, foarte puțin mai devreme, mai ales fetele, ei intră într-o perioadă de criză, numită în psihologie criză de identitate care se manifestă printr-un proces insistent de negare, negare, a nega, a nu fi de acord cu, de negare a valorilor părinților și, în general, a valorilor tradiționale. Evident, în funcție de temperament, în funcție de uh, valoarea care îi se dă copilului în familie, această negare se manifestă mai vehement sau mai ascuns, dar în general, un copil când trece de vârsta de 12 ani, mai ales cei cu un temperament coleric sau sangvinic, cei mai îndrăznesc, cu o personalitate mai puternică, manifestă această negare față de valorile familiei. Dacă familia vine la biserică, el are probleme să vină la biserică. Dacă familia este darnică, el întreabă de ce dai atâția bani acolo. Dacă familia primește oaspeți, spune, de ce ei accept pe să vină la noi acasă să ne deranjeze? Dacă familia nu are televizor, el are o mare problemă cu absența televizorului. Dacă familia nu merge la cinematograf să vadă filme, el urăște treaba asta și spune, eu vreau să mă duc la cinematograf. În generația mea copiii merg la cinematograf. Și dacă, dacă părinții lui sunt oameni cu frică de Dumnezeu și poate mai conservatori în vederile spirituale și vestimentația lor e mai decentă, ei sunt foarte ofensați că de ce nu sunt lăsați să se îmbrace cum vor ei. Și în general, copiii când trec de vârsta de 10 ani manifestă negare insistentă asupra valorilor tradiționale ale familiei, ale părinților. Vrând să le spargă, să evadeze din ele și să-și permită mai mult că așa este la modă. Aceasta este o lege a identității, a crizei de identitate, care se manifestă în mod normal cam până pe la 16 ani. Evident, la unii ajunge mult mai sus. Sunt și persoane uh, care, la care problema aceasta nu se rezolvă niciodată. Există uh, o altă lege numită legea rezonanței personale. Rezonanță personală este numită atracția unui om cu oameni care sunt asemenea lui. Vreau să vă spun că dacă în această adunare acum intră o persoană, el va alege să stea lângă cineva care în mod vizibil este asemenea lui. Dacă e o persoană în vârstă, foarte probabil că se va așeza lângă o persoană în vârstă, pentru că are rezonanță de vârstă, adică se aseamănă din punct de vedere al vârstei. Dacă intră un bărbat, foarte probabil că se va așeza între bărbați oamenii sunt atrași de oameni ca ei. Nu observați că Iov nu este invitat niciodată la petrecerile copiilor lui? Biblia ne spune că copiii lui dăteau petreceri între ei, dar cu tata și cu mama n-au dat niciodată petrecere. N-ați observat că copiii dumneavoastră sunt foarte atrași de copii de seama lor? Când au trecut de 15 ani și au celular și de 17 cu mașină, dintr-o dată contactul Comunicarea cu familia se micșorează foarte mult. Și dacă pe copil nu-l ai ca prieten, l-ai pierdut. Autoritatea de tată și de mamă nu mai valorează mult. Dacă nu ești prieten cu el, îl pierzi. Dormiți în aceeași casă, dar nu mai există rezonanță. Nu mai există rezonanță, nu mai există sonarul acela cum au submarinele pentru ca să perceapă anumite gânduri și sentimente de care se izolează și devin mai prieteni colegii de la școală, băieții de pe stradă, cu oia împărtășesc visele lor. Din potrivă spun că părinții prigonesc, uneori sună chiar poliția, sunt copii care sună poliția pentru părinții lor. De ce? Pentru că legea rezonanței spune următorul lucru. Fiecare om se lipește de oameni care sunt ca el care are convingeri, priorități și valori asemănătoare. Dacă îți vei îndepărta copilul, îl vei înstrăina și nu vei fi prieten cu el, autoritatea de tată și de mamă funcționează până pe la 10-15 ani. După aceea, dacă știe să formeze 911 îl va forma ori de câte ori e deranjat. Știu că exagerez un pic, mai ales pentru niște familii care au rânduieli și spiritualitate, dar dumneavoastră știți că acesta este un fenomen din ce în ce mai des întâlnit și se întâmplă în familiile unde educația nu a existat, ci a existat doar creșterea. Adică i s-a oferit frigider și computer și restul a să-l împace că se descurcă. Asta nu este educație, asta este creștere. Computerul crește copii, dar nu pentru împărăție, crește pentru altceva. Nu vorbesc împotriva computerului, este un instrument necesar vieții cotidiene, dar e riscant să lași un copil care nu are discernământ să cutreere pe unde îi place. Pentru că el va merge unde nu-i voie. Nu uitați, negare față de valorile părinților. Dacă tata îi spune nu merge acolo, acolo se va duce. Și nu numai copiii fac așa, și adulții. Nu i s-a spus lui Adam să nu mănânci și Evei tocmai de fructul ăla a fost poftă? Era grădina plină de pomi, dar nu i-a mai trebuit nimic. Negarea în adolescență are dimensiuni criminale. Educația copilului este mai grea decât îmblânzirea unui cal, a unui câine sau a unui delfin. Pentru că, în general, animalele funcționează potrivit instinctelor și automatismelor. Dar oamenii au rațiune și copilul vrea răspunsuri. Nu vă omoară copiii cu întrebări de ce, N-ai voie acolo de ce? N-ai voie cu copilul la de ce? N-ai voie la film de ce? E întrebarea pe care o auziți mereu și mereu. De ce? Și la unele întrebări nu știm să răspundem de ce, ci doar pur și simplu că așa trebuie. Dar el nu-i satisfăcut cu acest răspuns. I se pare inuman că psihologia în societate și democrația în biserică îl învață că e important și că de la 0 ani are dreptul să facă decizii pentru el. Și de ce decizii poate să facă? De ce nu se și căsătorește dacă tot e atât de inteligent să facă decizii? Mă gândesc că până la urmă societatea va coborâ sub 10 ani vârsta de căsătorie dacă așa de responsabili și de deștept și de pricepuți sunt membrii societății care de noi sunt numiți copii. Noi știm din cartea lui Dumnezeu și din experiență personală că trebuie să ți se coacă mintea ca să faci decizii corecte pentru viață. Și asta înseamnă că trebuie să treci de 15-16 ani. Depinde de context, de specificul uman și așa mai departe. Mai există o lege, legea influenței. Și toate acestea Pro, toate acestea compun procesul creșterii despre care spuneam legea influenței uitați ce zice Biblia prin credință a fost ascuns Moise trei luni de părinții lui copiii sunt produsul nostru copiii buni sunt crescuți de pă, copii buni de părinți buni copiii certăreți sunt crescuți de părinți certăreți Copiii răzvrătiți sunt crescuți în familii răzvrătite. Copiii ascunși sunt crescuți în familii ascunse. Într-o mare măsură, copiii reflectă mediul în care au fost crescuți. ați știți proverbul din limba română că așchia nu sare departe de copac? Ce înseamnă așchie? Imaginați-vă un copac și pe cineva cu un topor care încearcă să-l taie. E bucățelele acelea de lemn care sar, se numesc așchii. E, așchia nu sare departe de copac, rămâne lângă origine. Noi vrem să avem copii credincioși, dar copiii aceștia credincioși îi avem în casa noastră 15-20 de ani. Să facem din ei oameni care merită să fie respectați, oameni care merită să li se ofere încredere. Procesul acesta al creșterii este un lucru dificil pentru părinți. Și în contextul capitalist, unde oamenii muncim pentru ei, muncesc fără limită unde ajungem prea târziu acasă, îi găsim dormind, plecăm prea devreme de acasă, îi lăsăm dormind, educația copiilor rămâne în grija babysitterilor. Acestea le bagă mâncare în gură, îi schimbă de hainele ude, dar educația ele nu o fac, pentru că n-au niciun interes. Cine are interes să-și educe copiii mama și tata. Nu vorbesc împotriva babysitterilor, nu mă înțelegeți greșit. Vreau doar să accentuez faptul că singurii care își pot educa copiii sunt părinții și evident un ajutor însemnat sunt bunicii. Spun două, trei vorbe despre manifestarea credinței în urma procesului creșterii. Observați că se vorbește aici despre patru lucruri. Primul despre care se vorbește e curajul de a refuza lumea. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. N-a vrut, a fost o alegere personală. Tata n-a mai fost cu el, dar tot ceea ce s-a semănat în mintea lui l-a condus la vârsta, la vârsta uh, adultă să ia o decizie prin credință. Ce decizie ar fi luat dacă nu se spunea prin credință a luat decizia aceasta? Ar fi luat o decizie prin fire. Prin fire, cine refuză să fie prinț? Prin fire, cine refuză să fie în locurile fruntașe al unui imperiu care conduce lumea? Prin fire, cine refuză hainele moi și oportunități și privilegii? Nimeni, dar prin credință, o credință care a fost pusă prin circunstanțele vieții în inima lui. Este important să cultivăm credința în mintea copiilor. La început, nu e nicio diferență între copiii care sunt crescuți într-un mediu al credinței și între, între copiii care sunt, sunt crescuți într-un mediu al defăimării, al vârst, al, al uh, bârfei, al răzvrătirii. Copiii care sunt crescuți într-un astfel de mediu își pierd sufletul. Categoric, nu mai au respect pentru spiritualitate. Nu mai au respect pentru valorile bisericii. Nu mai au respect pentru oamenii din biserică. Și când se vor face mari, vor refuza biserica pentru că le-a fost prezentată drept un loc falimentar. Nici nu ne imaginăm când sunt copiii mici că le putem ucide viitorul spunându-le lucruri care nu le aparțin lor, care nu le folosesc și pe care ei nu le pot gestiona. Observați că Moise, când s-a făcut mare prin credință, a avut curajul să refuze lumea. Unde este credință, este și curajul să refuzi. Vârsta ofertelor, a tentațiilor, a, aspira, a, a ispitelor lumii este maturitatea. Când sunt copii, părinții le spun, hei, lasă-l la jos, hei, aruncă-l, hei, nu mai face asta. Și noi le poruncim copiilor și copiii facă mici. Dacă li se dezvoltă personalitatea, valoarea de sine, atunci ei iau decizii personale. Care sunt deciziile lor personale? Sunt cuminți când sunt lângă noi, că, dar cum sunt când se fac mari? Care este credința pe care noi o promovăm în viața lor? Nici nu știi cum îți va fi copiii când sunt mici. Însă vei vedea cum sunt copiii când se fac mari. Când vor veni ofertele lumii și ei vor trebui prin credință să le respingă. Iar dacă n-au credință, nu le vor respinge. Îți trebuie curaj pentru a refuza. Și trebuie să renunți la faimă, la bogăție, la plăcere și la multe ca să asculți. Apoi, tăria de a accepta suferința, ce a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Renunțarea pe care Moise a manifestat-o i-a produs suferință. Încă o dată, a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile pe care îi le oferea Egiptul, Egipt la care el a renunțat prin credință. Prin credință Moise a făcut o decizie când era adult, dar când a făcut decizia aceasta a renunțat la lucruri care i-au rupt inima, nu e ușor să renunți la bani, nu e ușor să renunți la privilegii, nu e ușor, trebuie să ai motivație serioasă. Cea mai serioasă motivație care îți dă puterea să renunți este credința. Iar dacă nu există religia, nu este suficientă. Al treilea factor dominant este înțelepciunea de a evalua valorile. El socotea o cara lui Hristos, o mai mare bogăție decât bogățiile Egiptului. Omul acesta a avut minte, nu s-a concentrat pe valorile Egiptului, care însemnau bani, faimă, celebritate, viitor perspective și așa mai departe, ci omul acesta a acceptat o cara poporului Dumnezeu pentru că a avut discernământ, a făcut o socoteală, a făcut un bilanț, a făcut o evaluare și a spus așa, pentru mine este mai tentant să accept viitorul poporului lui Dumnezeu, chiar dacă e rob, chiar dacă implică suferință, anonimat și singurătate, decât să accept palatul, poziția de prinț și privilegiile de la curtea imperială. Omul acesta și-a făcut socotelile, nu a fost un oportunist. A fost un om care a ales prin credință pe el. Nu l-au tentat atât de mult lucrurile vizibile, ci l-au tentat decizia credinței pe care o avea în inimă. Este ridicol să așteptăm de la oameni care trăiesc în fire să facă decizii înțelepte. Ei vor face decizii pe măsura Duhului de care sunt călăuziți. Un om nu poate să spună mai mult decât Duhul care îl călăuzește. Nu poate să facă mai mult decât Duhul care îl călăuzește. Și închei spunându-vă de, de al patrulea factor, puterea de a amâna bucuria. Moise a amânat 40 de ani bucuria înaintea lui Dumnezeu. Uitați ce spune scriptura, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Dacă ne uităm la lucrurile firești, ne vor atrage și ne vom organiza viața în funcție de ele, să le câștigăm și să le păstrăm cu lăcomie în mod absurd. Dar dacă ne vom, ne vom focaliza pe lucrurile spirituale, lucrurile materiale vor fi pe locul 2. Importante, dar pe locul 2. Și vom accentua viața spirituală, rugăciunea, citirea Bibliei. Și vom accentua morala unei vieți care este înnoite prin Hristos. Omul acesta și-a amânat bucuria. Câtă bucurie putea să aibă la palat? Maximă în credință sau în fire? În fire. Dar a acceptat cu suferință decizia credinței din inima lui. Și atunci a procedat să împărtășească soarta poporului lui Dumnezeu. L-a expus la suferință, da. L-a expus la dificultăți, da. N-a mai avut bucurie. Dumneavoastră știți că omul acesta nici n-a mai intrat în Canaan din pricina poporului pe care a vrut să-l ducă în Egipt. Popor pe care l-a condus în calitate de lider. Și a avut multe de tras. Dar ce cunună va avea Moise în împărăția lui Dumnezeu? Puțini oameni vor avea. A avut puterea să amâne bucuria, dar a fost înțelept că a amânat-o. Bucuria de la palat, ar fi avut-o câțiva zeci de ani și apoi intra într-un întuneric veșnic. Dar, prin credință, l-a ales pe Dumnezeu. A împărtășit soarta poporului, a solidarizat cu Sfinții și atunci a amânat bucuria. A știut că solidarizarea cu Sfinții înseamnă conflicte, adversități și dificultăți, cărora trebuie să le facă față cu maturitate și cu discernământ. Dar omul acela, astăzi, este într-un loc unde noi toți am vrea să ajungem. Omul acesta a ales prin credință. A făcut o evaluare cinstită în funcție de credință. A acceptat suferința datorită credinței. Când te temi de Dumnezeu, nu-ți permis să te răzbuni și nici să răspunzi cum ți se face. Doar datorită credinței, care dacă n-ar fi, ți-ai face de cap. Dar pentru că ți frică de Dumnezeu, îți este și rușine de oameni. Și-a amânat bucuria, însă bucuria pe care o să-i ofere cel pe care el l-a cinstit va fi veșnică și imensă. Închei în această dimineață adresându-mă părinților și nu numai lor. Dacă puteți și dacă considerați că este pentru dumneavoastră important și eficient, puneți la inimă aceste cuvinte și încercați să îndrăzniți să vă comparați viața cu Evanghelia în calitate de părinți, soți, soție și oameni lui Dumnezeu. Și în felul acesta vom pleca de la Biserică îmbogățiți. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare. Dragii mei, încheiem în slujba divină cu rugăciune, stând înaintea Domnului fiecare cu inima deschisă. Vă rog să vă ridicați și cu toții să ne rugăm Domnului. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi.betani.cc Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.